Că a dat Petrolul gol. Ce faceți? Vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canal. Astăzi o să fiu arbitru pentru 24 de ore la un meci din Superliga 1. O să mergem la FCU Craiova vs Petrolul Ploiești astăzi de la ora 21. Și haideți să mergem să luăm biletele și o să vă explic care este scopul acestui video pe parcurs. Hai că mergem frumos să luăm biletele. Bate un pic am vântul. Simt cam tare pe afară, sper să mă aud bine. Hai să vă explic toată nebunia asta. Eu efectiv o să fie un vlog de la meci, dacă să ne gândim așa. Doar că o să încerc să nimeresc cum s-ar zice toate faulturile, toate nebunile astea, auturi, dacă e penalti, dacă nu e, lovituri libere și așa mai departe, ale arbitrii, să vedem dacă suntem pe aceeași undă cu acesta și vedem după aceea dacă primim și noi o notă bună de arbitru, dacă mă înțelegeți. Bun, am luat frumos biletele și haide să mergem un pic și până la stadion să filmăm aici, să filmăm frumos înainte. Să zicem că faci că se duce arbitru înainte de meci la stadion și verifică plasa, terenul și tot. Ca de obicei că la fiecare partidă mi-am pus ochelarii frumos că e un soare afară de moarte. Ia uite cum, uitați și voi cum vine mâncava. Uitați cum vine cineva. Uitați și voi. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă mai vreți astfel de vloguri. Prima dată când fac ceva de genul pe canal. Ia uite, bro, gata. Bate vântul, bă. Mă omoară vântul, ești nebun, sac. Merge sumul ăsta pe cameră de nu mai poate. Suntem la meci, mai e foarte puțin până arbitru o să fie restatul partidei. Mă rog că să fie un arbitraj bun. Foarte mai bune, pe clar. Gata, a început! Un mic duel, nu aș fi dat favor. Nu asta fac, dar e ghișe afară, nu cred că e corne, da, iau de poartă. Bună decizia. Nimic aici. E vorba de sumaș, că nu se Paul să se va. Termin ăsta acum. Paul. Paul! Paul tot aici. Da. Trebuia, cred că chiar un pic de galben, dar e discutabil. Uite golul, băi. Mai e blestemă. Mamă, ce pasă aici. Paul. Galben. Da, aici eu zic că merita galben. Loc cam urât pe negru acolo. Merita un galben, părerea mea. Paul acolo, Paul. Era un teren. Corner, cred că o să fie. Ba, e corner, da, e corner. Fault aici. Sau... Mi s-a părut ca fault un pic. Chiar dacă s-a împiedicat, dar e discutabil. Da, avem var. Știu eu mai bine. Nu e, cred că ieși, da. N-a ieșit. Da, faul. Din nou, cred că trebuie scos cartonul ăsta, adică au fost foarte multe faulturi galbene, nu? E ăla Popa, cred că e. Ca arbitru. Arbitru e Popa. Nimic. E corner totuși. Mamă! Oh, mamă!
moșul, păcat că ai dat de bordă. Fumenți, da, fumenți aici. Da, se văzut, mă opri cu mâna. Dar văzut clar ce se face acum. 3 minute de prelungire, încerc, cu ar fi dat, cred că 2, chiar 3, dar... Dă-i pe lângă ea. Hai să zice că era tip ok. Oh, no! Ce ratare uriașă, incredibil! Blănuță, ce făcuți, Blănuță, bă! Nici nu fopsai, măcar, nici măcar nu fopsai ca să ieși ceva. Incredibil! E pauză, sper că m-am urmit deodată. Nu prea te-a jucat fobal, nu prea te-a jucat deloc fobal, da? Sper că să fie ceva mai prins a doua, a nivelit în mare parte existenția arbitrului, deci relativ ok, practic, sper să fie și continuare. Bine! Mama mea, ce a luat-o, bă! E doar out, cred. Au reconer, probabil. Da, pe asta n-a fi venit opt. Da, nu te dă gol. Am... Bălăguță, tati, pe banca de rezerve, bă, pe banca de rezerve, că totuși. Bun! Penalti! Nu! Hai că era bine. Wow, momentul ăsta, ce trasă în ăla! Mamă, ce bă, se bată suporterii lui Petrolul aici. Nu o să mă de ce. Hai, mă, bauza, mă, cu ce mă rog. Mama mea! Incredibil! Dă-i, penalti! Penalti ăsta, ăsta e penalti! Ăsta e penalti! Ăsta e penalti! Uite, trebuie să vezi ceva, eu zic că a fost penalti ăsta, părerea mea. Și ăsta a fost faulta, da, hai! Da, vedem, vedem mai târziu care e faza. Deocamdată mi se pare un arbitraj foarte slab la aceste faze. Ia ne uităm și pe luare, revin. Da, mă uităm pe luare și ce vă zic, e ca penalti 100%. Poate au mai mult un grea, dar i-am văzut penalti. A fost penalti. Nu uite, Dani, uite gol. Asta e. Asta e. Asta e. Na. Na, că a dat Petrolul gol. 1-0 Petrolul. Marcă țicul sau cine era. Hai că nici ăsta nu fu nimic, nici ăsta nu fu, bă! Nici ăsta nu fu nimic! Arbitre, arbitre, arbitre! Prima repriză fu ok, dar se cam strică în a doua. Se fac cum că e singur fi diver săracul. Hai așa! Penalti! Hai că o continuă, dă-i! Bă, că b-a mea! Las-o încolo, bă, bauza, bă! Du-te, ce... Ratarea sezonului asta, să mă rătă, nu! Du-te, bă, de aici, bă, dă, de asta nu sunteți, bă, în play-off, de asta nu sunteți! Mai e foarte puțin, cred că o să fie 5 minute de prelungire, părerea mea. Cam așa ar fi corect, 5 minute. 4, da. Ia, nu nimic, cam puțin. Mi-ai dau 5, părerea mea. Wow. Cred că asta, cred că asta a fost meciul. Sau, mai lasă o fază. Ia să vedem. Da, Fluera, gata.
Pe la câștigă petrolul. Aici punem capăt la acest vlog. Am găsit și eu aici un loc unde e mai multă lumină, pentru că n-aveam acolo presă unde să mai filmez, că na, la ieșire e jale, știți și voi că mulți zare de la ieșire. Bă, per total, mergi la TVK. Bă, asta la că eu țineam cu Creva, că na, sunt din Creva, știți bine, țin cu ambele echipe, nu mă supăra dacă știa Creva. Acum asta e. Parcă pretențeam că nu se întâmplă ceva bine în meciul ăsta. Arbitru per total, relativ ok. A fost prima repriză 9-9-5, dar în a doua 6-7-5. Adică poate ne uităm și acum la televizor să vedem dacă zic eu corect, dar vedem. Hai, nu uitați acolo de like și de subscribe dacă mai astfel de clipuri pe canal, follow pe Instagram, aici descrie la fel și cu un TikTok. Vă pup și vă spun la revedere. Ciao!